Un incendiu izbucnit la un apartament din municipiul Drobeta Turnu Severin a stârnit panică în rândul cetățenilor. Un câine a fost intoxicat cu monoxid de carbon și a fost acordat primul ajutor. Incendiul a stârnit panică printre cetățeni care s-au autoevacuat până la sosirea pompierilor. Putură, 5, 6, de 10 ori, de 20 de ori și intrăm pe spate și ne dorim telefon la pompieri și la poliție. Și asta a ajuns în spate, ieșea fumul, se vedea fumul. Da, bineînțeles, sigur, da. Asta e toată... Au plecat toți oamenii, au fugit din bloc, s-au speriat de pe scară. Aia nu știu că eu acum veni, mă duc, urcai sus cu pompierii, urcă sus să desfacă ușa la pot ca să ierisească pe scară. E inundată scara de fum? Da, e inundată. Fumul dens a inundat scara de bloc. La faza locului s-au deplasat atât echipaje de pompieri cât și de poliție pentru a interveni cât mai repede cu putință. Unității am fost alertați să intervenim la un incendiu de apartament. Ne-am deplasat cu 3 autospeciale, 2 autospeciale cu apă și spumă și o autospecială smurd. Am intervenit, am acționat prompt și am lichidat incendiu. A fost găsit și un animal care este intoxicat cu monoxid de carbon și care în momentul de față îi se acordă primul ajutor. Cum ați intervenit și ce a distrus în apartament? În apartament este distrus decât mobilierul din care se afla în living, iar celelalte încăperi sunt afectate de fum, care s-a dus degradat de la celelalte camere. Cetățenii s-au panicat, crezând că flăcările ar putea să cuprindă și locuințele lor. Din fericire, pompierii mehedințeni au acționat prompt, iar incendiul a fost lichidat.